că este novel minune, pentru aceasta îi cântăm. Bucură-te, Sfinte, o cel ce pământul mare a Mureșului îl binecuvintez. Bucură-te, Sfinte, o cel ce pământul mare a Mureșului îl binecuvintez. Din copilărie s-a vădit râna ta pentru credința ortodoxă, Sfinte Ioc, căci ai sărțat crucea pe care o avea părintele Amfilochie și ai spus că vrei să alegi viața monahală, iar dorința ta faptă a devenit și ai primit numele Sfântul Ioc, mult pătimitor, iar noi odinuță tare îți aducem cântări de laudă. Bucură-te cel ce în Iza românească, în satul Muncenicului Hristos te-ai născut. Bucură-te că acolo provăduirea Sfântul Alexei Carpatina a adus rod mult. Bucură-te, dar rugăciune cel pentru Hristos s-au pătimit. Bucură-te, o drază, Sfânta Părintei, care cu jertfele ce l-au slujit pe Hristos. Bucură-te, că încă de la nașterea ta de Sfântul Ioan Botezător ai fost socrădit. Bucură-te, că din copilărie spre viața monahală ai plecat. Bucură-te, că aducându-i pe ascult mâncare, părintea Filofie, Prigonit, Dignele tale te-ai plinit. Bucură-te, că Sfântul Mare, Mucin Dimitre, spre mucin vieții monahale te-a găluzit. Bucură-te că prin călugării de Sfântul Alexei te-ai mărcit de binecuvântarea Lui. Bucură-te nou, Elisei, care mă știi de la povățitătăria cuvântului. Bucură-te că pătimind El pentru Hristos să mergi pe urmele Lui ți-ai dorit. Bucură-te că acoperământul magic, Domnule, Ecumena, Sfântul Munte te-a acoperit. Bucură-te, Sfinte Ioc, cel ce pământul mare a Mureșului binecuvintezi. Fasciști unguri fugind de pe pământul rusesc, dar ai fost arestat și condamnat la Anglie de închisoare, căci diavolul a vrut să pună sub obroc lumina credinței tale ortodoxe. Dar tu nu te-ai temut nici de moarte, nici de chinul, ci mulțumim lui Dumnezeu că te-ai învrăcit de asemenea pătimiri pentru credința ortodoxă. Ai cântat lui Dumnezeu, aleluia! Am fost aruncat într-o pivniță cu șobolani împreună cu alții deținuți. Ți-ai bună de aici, Dumnezeu, și ai scăpat în această încercare nevătămată, din ce prigonitorul tău avem pe deah mâziască, murit de moarte nebraznică. Și pentru tăria credinței tale, Sfinte Ioc, îți aducem aceste cântări. Bucură-te, candă la credință ortodoxă. Bucură-te că nu putere tale, ci în har Dumnezeu ai nădăjit. Bucură-te că lipsul necazului nu te-au aruncat în deznădejde. Bucură-te de cel ce ai trecut prin dragoste ta pentru aproape. Bucură-te că prin căldura cântezare frigul din lacrele virit. Bucură-te că foame delungată, poți de bunăvoie ai socotit. Bucură-te că scârbe chinul credința nu au putut să ce-o împuțineze. Bucură-te că iubirea ta pentru Hristos prin Dumnezeu nu a putut să o încelicheze. Bucură-te cel ce asemenea Sfântul Luca al Crimei a iubit jertfirea. Bucură-te că după ce ai purtat greutatea crucei, ai pregustat din viață învierea credinței. Bucură-te cel ce aduci mângâiere și sfințiți. Bucură-te prieten al celor care se află în încercări. Bucură-te, Sfinte Ioc, cel ce pământul mare a Mureșului îl binecuvintez. Bucură-te, Sfinte Ioc, cel ce pământul Mare Mureșului îl binecuvintez. Deținutul criminal care s-a rugat asupra ta, ridică cu cerul să te omoare, a rămas în pietrii neputând să te rănească. Sfinte Ioc, ce ai făcut cu ce m-ai ars? Am fost pârlit de un foc, striga el, neputând înțelege cum te-a acoperit harul Dumnezeu. Iar tu, de ocrotirea îngerilor, ai cântat lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Ai fost scos din lagări pentru a fi dus pe frunte.
Domnul da război, nu a putut schimba sufletul tău cel plin de iubire pentru aproapele, că nu ai rănit și nu ai fost omor de nimeni, deși puteai fi pedepsit pentru atât mai mare tăi. Și înălțimea ta domnicească a fost la cel lângă tine atunci când le-ai spus că războiul se va termina de grabă și așa a fost. Iar harisme tale ne-au uimit și de aceea îți aducem aceste cântări. Bucur de că vântoară războiul nu a tulburat sufletul curat. Bucur de că în timpul războiului, nu cu dușmane văzut și cu cei nevăzuți, te-ai luptat mult. Bucur de că Dumnezeu închi minunat de moarte, nepraznică, de multe ori te-a păzit. Bucur de cel ce prin rugăciune îndelungată pentru dată sa de grijă ai mulțumit. Bucur de că la moarte cu cine ai înțeles de șerțele vieții noastre pământești. Bucur de că ai iubit-L pe Hristos, ai murit în lume și grijă omești. Bucur de că jertfanele mucenicii și mărturisitorii prin te-a îndărit. Bucur de că închelul de mănăstire biserică în Rusia, pravoslavnică, murpuros ai domnit. Bucur de cel ce l-a întoarce în obștea schitului, goro de loc te-ai bucurat. Bucur de că vreau cu povățitor de-o Sfânt, Alexi, pe Dumnezeu l-ai lăudat. Bucur de că ai venit Sfintele slujbe de diacon, ai fost irodănit. Bucur de că mai apoi pentru râvna ta în slujire, darul preoții l-ai primit prin hirotoniei. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintește. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintește. Mult ai pătimit din pricina episcopul Varlam, care a închis mulțime de biserici și mănăstiri, dar ai stat fără teamă împotriva acestuia, luptând împotriva fără de râde sale și în vreo de grea încercare a dus lui Dumnezeu în tinăciune cu cântare. Aleluia! Aleluia! Ai fost alungat din schit ortodox, fără de loc, și ai fost nevoie să te muți din loc în loc, prin păduri, pentru că diavolul tău nu ne-a peste tot vrând să îngenuneze credința ta ortodoxă. Dar tu ai răbdat toate prigonele pentru Dumnezeiescul har, ardei coană, rădări, pilde pentru cei nebudincioși, pentru care aduceam aceste cântări. Bucur de că din copilărie numele botezătorul și curajul acestea dobândit. Bucur de că pentru jertfelicea ta de multe harisme te-ai îndrucit. Bucur de că ne-a vrând să fii răzbunat pentru prigonitările de te-ai rugat. Bucur de că ne-a ajuns ca pe vrăjmașul să se iubim cu adevărat. Bucur de ardiere care pe cei prigoniți pentru Hristos se recorești. Bucur de cel ce amărăciunea din sufletul noastră biruiești. Bucur de că prin darul înainte de vedere pe mulți ai ajutat. Bucur de care diavolul cursă fără teamă l-ai înfruntat. Bucur de că sfârșitul iară roșii comuniste l-ai profețit și cuvântul său s-a împlinit. Bucur de că pentru prigoana cea nesângeroasă de astăzi ne-ai pregătit pe noi sufletește. Bucur de cel ce ne îndemn să rezistăm prin rugăciunea ta cu diavolești de tot felul. Bucur de cântare ortodoxiei veșnice. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintește. Bucură-te, Sfinte Iov, te-a scăpat de mâine prigonitorul din război, dar tu ai schimbat mucenicia pătimirea în lagăre și închisori cu mucenicia nevoinței, astfel de cuvioși de vreme de temorul și fii îngunat de el pentru jertfa ta neîncetată, îi cântai lui Dumnezeu cel milostiv și mare. Aleluia! De aproape 40 de ani ai săvârșit aproape zile Sfânta Liturghie prin strălucirea firii, prin focul rugii tale, că neschișa din piele cea de neputință n-au putut sta împotriva rânii tale, duhovnicești hrănite cu sile taine ale Liturghiei Ortodoxe, ai prins putere în lupta cu cetele îngeri căzuți, pentru aceea te-ai vrăcit a primit de la noi aceste cântări. Bucur de că predane Sfinți Părinți Ortodoxi cu evlavă de păstrat, bucur-te că pe cei prinși de cursele rădăcilor spre adevărul tău ți-ai îndreptat. Bucur-te izvor nesecat de darul pentru cei care vor să se mântuiască.
Bucură-te că pe săraci ai ajuns să-și găsească unde să muncească. Bucură-te că precumântirea vieții acum îi miluiești. Bucură-te cel ce de orfan, de văduve te îngrijești. Bucură-te că dai mâncare celor care nu au cu ce să hrănească. Bucură-te că găsești adăpost pentru cei care nu au unde să locuiască. Bucură-te de Tatăl nedreptățeții închinânat, tu arăți. Bucură-te judecător numit tare ce aflați în cruce, să ne judecăți de tot felul. Bucură-te că mulți credincioșilor tău au alergat. Bucură-te că vestele sunt tale în multe orașe și sate s-au împrăștiat. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Marea Mureșului îl binecuvintește. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Marea Mureșului îl binecuvintește. Ne-ai învățat că nevoința prozăvește pe om și ne-ai dat ca pildă pustnicul pe care l-ai împărtășit în fiecare an, mai mult de 20 de ani, și care trăia fără să vadă altă față omenească. Și noi, uimit de crucea împânării tale, Părinte Iov, îl lăudăm pe Dumnezeu care te-a întărit cu cântarea. Aleluia! Aleluia! Suntem mustrați de cuvintele tale, Sfinte Iov, înainte potirile pentru pătășa erau din lemn, iar oamenii din aurul credinței, acum potirile sunt din aur și oamenii din lemnul necredinței, neînțelegând că se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, adevărat, a slăbit credința în noi. Dar pentru a-ți da ispită de tot felul, a tău diavolești ca să bată asupra noastră, îți zicem și noi cu inimă smerită, bucură-te! Rob al Dumnezeu Iov, iartă-ne nouă neputință și necredință. Bucură-te că prin pilda vieții tale ne aduci la pocăință. Bucură-te cel ce prin virtuții tale, precum aurul, ai strălucit. Bucură-te talanții tăi, Hristos, peste măsură i-a mulțit. Bucură-te cel ce ne povățuiești în război de un cel minunat. Bucură-te că cei care s-au rugat ție deznădejde au lepădat. Bucură-te vasele sau dreptei credințe ortodoxe și dascăl de biserica al smereniei. Bucură-te că la tine învățăm să purtăm fără cârtire crucea răbdării în viața noastră. Bucură-te cel ce pe creștini ca frații să trăiască îndemnat cu pace. Bucură-te ocrutor al prietenii pe care Dumnezeu le-a binecuvântat. Bucură-te că de prietenii stricătoare de suflet ne sfătuie să ne îndepărtăm în această viață. Bucură-te că grijile mești cu ajutorul tău le lepădăm. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Marea Mureșului îl binecuvintește. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Marea Mureșului îl binecuvintește. Rugându-te tu, Părinte Iov, pentru cei de alte credințe, să vină la lumina ortodoxiei, mult ai bucurat auzind de acel evreu care s-a botezat împreună cu toți cei din familia sa, după ce a aflat că tâlharii care au jefuit biserica în care slujai au fost prinși, iar evreul, uimind de sfințenia ta, venind la lumina lui Hristos în biserica ortodoxă, l-a lăudat pe Dumnezeu cu această cântare biblică. Aleluia! Aleluia! Cine poate spune mulțumea mea tale pe care le-a făcut Sfinte Părinte Iov, aflând încă în această viață pământească, căci prin harile tale a ajutat oamenii aflați în tot felul de boli, de necazuri, și noi nădăjduim că vom fi ajutați. De aceea te lăudăm zicând aceste cuvinte lui Dumnezeu. Bucură-te cel ce în vremea încercării ne îndemn să stăm tari în credința ortodoxă. Bucură-te că cel credincior îți dăruiește binecuvântare și cele de trebuință. Bucură-te că în casa fiecărui mărturisitor hrana o mulțești prin a tale rugăciuni. Bucură-te că ai fost ca un nou Ilie și ai dăruit bucurie văduvei care era lipsită de alimente. Bucură-te, aducător de multă bucurie în suflet de cel necăjiți.
Bucură-te că pe mulți tineri credincioși i-ai ajutat să se căsătorească în credința ortodoxă. Bucură-te, povățitor pe calea mântuirea creștinilor. Bucură-te, mare apărător al familiei creștine. Bucură-te că acele familii care nu aveau copii prin atale rugăciuni și binecuvântări au primit la Dumnezeu această bucurie a naște de prunci. Bucură-te că își călăuză oameni rătăciți în această viață. Bucură-te că așa tine care vor să meargă pe calea preoției jertfelnice. Bucură-te că mulți ai ajuns vrene, slujitori Evangheliei în biserica cea ortodoxă. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintezi. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintezi. Aici gândit diavolul din fratele Mihail. Și mai apoi l-ai călugărit în mănăstire, dându-i numele de Sava și luând ucenic de chirie, ai zis, unde voi fi, acolo vei fi și tu cât timp voi trăi, iar noi ne rugăm ție, Sfinte Părinte Iov, învrâncește pe noi să avem parte de ocrotirea ta în această viață trecătoare și la judecata noastră, ca să lăudăm pe Dumnezeu minunat într-un sfinț, cu cântare, aleluia! Aleluia! Ți-a arătat iubirea de aproapele prin grija față de Dimitrie, care fusese rănit la cap în timpul războiului, că rugându-te pentru el, Domnul Dumnezeu ți-a descoperit că va mai trăi mulți ani pe pământ și că apropierea bătrâneții va aduce și tămăduirea de plină și noi, uimind de legile fidei că au fost biruite și bolnavul s-a vindecat complet și a mai trăit multă vreme de lungată, îți aducem aceste mulțumiri. Bucură-te că ești cunoscut ca gramne vindecător al bolnavului de tot felul. Bucură-te că ești doctor iscusit care a luat suferința. Bucură-te că mințile bolnave ale suflet prin rugăciune le tămăduiești. Bucură-te că pe cei care doctorii nu îl mai pot ajuta, tu le cuiești. Bucură-te, așteptător de nădejde, dar în are suferință. Bucură-te că întâlnești pe cei aflați pe patul dureri și al morții. Bucură-te, cel ce povară cea grea singurătății o ușuresc. Bucură-te că ispita deznădejde la noi o îndepărtezi. Bucură-te că prin tine se întărește cei piruiți de zdrăbiciunea firii. Bucură-te, mare rugător, pentru cei ispitiți de gândul sinucidere. Bucură-te că, ducând crucea bolii, doctor fără de agin, ai devenit pentru noi. Bucură-te că arismele lui Hristos pentru noi l-ai mulțit. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintezi. Bucură-te, Sfinte Iov, cel ce pământul Maramureșului poate ajuta decât starețul Iov, a auzit Ioan, cuvântul prietenul său, deși nu-și dădea seama că prin patima desfrut diavolul pus să stăpâne pe sufletul său, dar venind la tine, Părinte Iov, prin rugăciunea ta fierbinte, a aflat tămădurile de acest mare păcat al desfrânării și punând început bun mântuirii, i-ai cântat lui Dumnezeu ca să minunată într-o sfinții săi. Aleluia! Aleluia! L-a văzut tânărul Ioan pe diavolul care știe el și a dat mărturie despre darul care l-ai primit de la Dumnezeu, că l-ai scăpat de patima desfrânării, Sfinte Iov. Iar noi de multe feluri de pate în trupești fiind apăsați, avem mare nădejde că ne vei ajuta și pe noi, precum pe acel tânăr. Pentru aceasta te lăudăm și te rugăm zicând așa. Bucură-te că prin tine mulți oameni de patimile trupești s-au izbăvit. Bucură-te că le pădând lanțurile patru trupești pe drumul virtuții au pornit.
Bucură-te, Cel ce în vreun de desfrâu ești trâmbița pocăinței adevărat. Bucură-te, mustrător al păcatului care ne întrup pe calea credinței. Bucură-te, început bun pentru cei care de viață pământimașă s-au scârbit aici pe pământ. Bucură-te că mulțime de suflete bolnave prin tale s-au vindecat. Bucură-te că poverile noastre de grabă le ușurez. Bucură-te că durerile suferite la noi le îndepărtez. Bucură-te, leacă care sunt rănite de păcatele tămăduiește îndată. Bucură-te, Cel ce calea vindecării prin spovedeane deasă o bine vestești nouă. Bucură-te, Cel ce primești rugăciunile preoților în biserică. Bucură-te, Cel ce îndrezi pe părinți pentru rugăciunile duhovnicilor lor. Bucură-te, Sfinte Iov, Cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintez. Bucură-te, Sfinte Iov, Cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintez. Te-ai luptat până la sânge împotriva duhurilor rele pentru aceasta. Dumnezeu cel mare ți-a dat darul izgonirilor, de care lucrul s-a înghețat mult creștin, când femeia care a putut să se închine la moșa altor sfinți ale tale nu s-a putut apropia și în acea Dumnezeu a vrut ca vestea despre darul tău să răspândească în toată lumea, ca oamenii aflați în lanțul diavolului să-și ceară ție ajutor de la Dumnezeu, care îi cântăm. Aleluia! Aleluia! Mulți s-au întristat părinții fetei care sunt răcise să văzând că mulțimea doctorului la care au mers nu-i așteptat cu nimic, dar aducându-o pe fată la tine, Părinte, eu prin rugăciune tale vindecată, și deși din lucrarea diavolului și pierduse darul vorbirii, cu ajutorul tău și-a revenit, pentru care aducem această mulțumire. Bucură-te că la tine sunt aduși cei care suferă din pricina Duhului necurat. Bucură-te că însenezi pe cei ce au venit la tine cu fețe întunecate. Bucură-te că urmând Sfântul Ciprian dezleși farmecele, vrăjile din casele familiile noastre. Bucură-te că prin purtarele grițării sfântești lucrările înșelătoare al vrăjitorilor și rechilor și ochinilor. Bucură-te sabie care tai legătura care păreau pe nedezlegatul. Bucură-te că prin tale biruință vieța asupra morții s-a arătat. Bucură-te îndrăgător acel ce în lupta cu putere de iadul se potignesc. Bucură-te fulge care iată pe vrăjmași ne amănesc. Bucură-te zine trecut pentru putere întuneric. Bucură-te doctorie ca stăvilești fierbințeală ispitelor. Bucură-te povățitor al preoții în războiul duhovnicesc. Bucură-te mână întinsă ce cu evlavie te cinstesc. Bucură-te Sfinte Iov, Cel ce pământul Marea Mureșului îl binecuvintez. Bucură-te, Sfinte Iov, Cel ce pământul Marea Mureșului îl binecuvintez. Nu vă îngrijorați și nu vă întristați. O să vă dea Dumnezeu care mare tot ce o să fie bine pentru voi. O să mergem în biserică să ne rugăm, ne vom ruga și noi și veți ruga și voi și totul va fi bine vouă. O să fac o minune mare cu voi, așa le spuneai tuturor credincioșilor care veneau la tine, Părinte Iov, și cuvintele tale s-au adeverit tot timpul, iar aceștia au început să mărturisească Sfințele Dumnezeu care e mare, cântând Aleluia! Fac un apel la dumneavoastră, deja am depășit cu 20 de minute, să vă închinați mai repede, să aveți înțelegere, dacă vreți să mai facem conferințe de genul ăsta la Muzeul Țăranului. Mulțumesc pentru înțelegere. Mulțime de oameni s-au adunat astăzi lui patrice tale, însă neacțiare Sfinte Eu, grabnic, au Sfinte Ajutor Tău, căci a părinții de Dracula cu Sfintele Moaște s-au mirat, nu doar de minunele putrezii trupul Tău, ci de bună mireasme care îți vândeai ca să Sfinte tale, pentru aceea ducem aceste cântări. Bucură-te că în soborul Sfinților cu mare slavă ai fost primit, bucură-te că iubim pătimirea de cunună te-ai învrâncit, bucură-te că mulțumim de credincioși vin la tine acum pentru ajutor, bucură-te că cel ce roagă ție cu evlavile ești lucrător, bucură-te că prin Sfintele Moaște multe minune săvârșești,
Bucă-te că Prietul tău nepotrăzit despre înviere ne vorbești. Bucă-te că biserica ta a cunoscut loc de pe care ne-a slăvit. Bucură-te că pe linia largă la tine. Bucură-te că la tine învățăm calea mărturisirii. Bucură-te, Sfinte, eu cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintez. Bucură-te, Sfinte, eu cel ce pământul Maramureșului îl binecuvintez. O, Sfinte, eu mare, făcătorul de minuni, primește la noi aceste rugăciuni, așa să ne lepădăm de păcatele în care trăim, să punem început de pocăință pentru ca astăzi vieții noastre, să cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O Sfinte, o mare, pe care nu primești la noi aceste rugăciuni, așa să ne lepădăm de păcate în care trăim, să punem început bun de pocăință, pentru ca astăzi vieții noastre, să cântăm și noi Dumnezeu, aleluia! Aleluia! O, Sfinte, eu mare, făcătă de minuni, primești la noi aceste rugăciuni, să le vădăm păcate în care trăim, să punem început bun de pocăință, pentru ca să fie în noastră să cântăm și noi lui Dumnezeu. Aleluia! 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 Rugăciunile Sfântului Părinte Mărturisitor Iov al Maramureșului, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Binecuvântare și bucurie sfântă ne îndeamnă Sfântul Iov la bucuria și la mărturisire. Să dea la Dumnezeu că avem un sfânt român canonizat din temțele comuniste care a suferit mult pentru dreapta credință. Bucurie sfântă tuturor!